Haide să deschidem Scriptura, vom citi textul din Evrei, capitolul 12, versetul 18 și până la versetul 28. Hebrews chapter 12, verse 18 to verse 28 will be our text for tonight, and we pray that the Lord may take this text and feed us to it and give us nourishment as he sees pleased. I'm going to be reading out of the ESV today. And the title of the text is The Kingdom That Cannot Be Shaken. For you have not come to what may be touched, a blazing fire and darkness and gloom and a tempest and the sound of a trumpet and a voice whose words may the hearers beg that no further messages be spoken to them. For they could not endure the order that was given. Even if a beast touches the mountain, it shall be stoned. Indeed, so terrifying was the sight that Moses said, I tremble with fear. But you have come to Mount Zion and the city of the living God, the heavenly Jerusalem, to the innumerable angels in festal gathering, and to the assembly of the firstborn who are enrolled in heaven, and to God, the judge of all, and to the spirits of the righteous made perfect, and to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel. See that you do not refuse him who is speaking, for if they did not escape when they refused him who warned them on earth, much less will we escape if we reject him who warns from heaven. At that time his voice shook the earth, but now he has promised, yet once more I will shake not only the earth, but also the heavens. This phrase, yet once more, indicates the removal of things that are shaken, that is, the things that have been made, in order that the things that cannot be shaken may remain. Therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken, and thus offer to God acceptable worship with reverence and awe, for our God is a consuming fire. Amen. Amen. În lumea în care noi trăim, totul se schimbă și este în mișcare. De aceea, unul dintre lucrurile dificile pentru viața de căsătorie pe termen lung este adaptarea la schimbare. Auzi uneori spunând după an de căsătorie, soțul despre soție nu mai este ea și are dreptate. Nu mai este el și are dreptate. Deși din alt punct de vedere este ea și este el. Sunt aceleași persoane în esența lor, dar în decursul anilor s-au produs schimbări, s-au produs transformări. Unele înspre bine, în sensul de maturizare, de înțelepciune, de cunoaștere, de înțelegere, iar altele nu chiar înspre bine. Poate cu trecerea anilor oamenii devin mai încăpățânați într-un fel, țin de anumite lucruri mai tare. Apoi sunt schimbări la nivelul fizic, de sănătate. Schimbarea de sănătate adeseori produce și schimbări de atitudine, produce schimbări cu caracter afectiv, poate. Totul se schimbă în lumea aceasta și este chiar o lege a fizicii care vorbește despre acest aspect. De aceea, unul dintre filozofii, matematicienii lumii antice, ai grecii antice, spunea la un moment dat că el era în căutarea unui punct fix. Căuta, de fapt, două lucruri, spunea el. Mergea ziua în amiaza mare, în agora, în piață, la Atena, cu lumânarea aprinsă. Și oamenii îl întrebau, hei, Arhimede, ce faci tu cu lumânarea aprinsă în piață? Și el spunea, caut adevărul. Și al doilea lucru pe care el îl căuta și îl declara în căutările sale era un punct fix. El spunea, dacă aș găsi un punct fix, aș reuși să suspend pământul și chiar universul.
În această seară, până aici, ni s-a vorbit de un punct fix, de o împărăție care nu se clatină, care este fixă, care este stabilă. Într-o lume instabilă și incertă, există o împărăție stabilă și certă. Într-o lume slabă și o lume care merge spre descompunere, într-un fel, conform unei alte legi a fizicii, există o împărăție care rămâne aceeași. Unde este secretul acestei împărății care să rămână stabilă, care să confere încredere? Pentru că, așa cum se spunea, împărățiile, imperiile, unele după altele, au un moment al nașterilor, al dezvoltării, al climaxului, al punctului de vârf, apoi al declinului și, în final, al morții, fiind preluate de alte împărății. Și din punct de vedere uman, chiar și Statele Unite ale Americii, care e privită ca un imperiu, dacă cei care locuim aici și poporul în general și conducerea țării nu se gândește să se îndrepte înspre ceea ce conferă stabilitate, la fel se va întâmpla și cu această țară. Noi ne rugăm lui Dumnezeu ca lucrul acesta să fie cât mai târziu. Cum spunea Ezechiel la un moment dat, când Domnul îi vorbește prin profet, zice: îi mulțumesc Domnului că lucrurile acestea nu vor fi în timpul vieții mele. O, că ar fi timpul nepoților, probabil că nu s-a gândit de la așa de mult. Sunt, potrivit cu Sfânta Scriptură, câteva aspecte și aș dori să mai medităm puțin asupra acestui lucru și apoi aș dori să vin la prima parte a acestui text, care fac această împărăție să fie stabilă, să nu se clatine. În Sfânta Scriptură sunt 6 cutremure de pământ descrise. Unele mai pe larg, altele mai pe scurt. Începând cu cel care este descris aici, în Evrei, în capitolul 12, care a fost pe timpul lui Moise, la darea legii lui Moise. A fost un cutremur de pământ. A fost cutremur de pământ la moartea Domnului Iisus Hristos. A fost cutremur de pământ când Pavel și Sila erau în închisoare. A fost cutremur de pământ în cartea Amos 1, versetul 1, ni se spune de asemenea, Domnul l-a ridicat pe Amos să prorocească cu 2 ani înainte de un cutremur de pământ. Sunt cutremure de pământ astăzi, în țara aceasta, în România și în multe locuri de pe glob, care clatină. Sfânta Scriptură ne vorbește aici că Dumnezeu este Cel care clatină, care face să se miște pământul. Dacă citiți în Cartea Psalmilor, în Psalmul 29, de la versetul 3, în continuare, veți găsi acolo scris cum glasul Domnului sună ca un tunet. Glasul Domnului, vocea Domnului este puternică, este mai puternică decât vuietul cascadei Niagara sau oricare alte căderi de apă, este glasul Domnului. Doar aici ni se spune chiar și cerurile vor ajunge să se clatine. Dacă cerurile se clatină, cum de această împărăție nu se clatină? Ea rămâne stabilă, ea nu se clatină, ea nu se mișcă. De ce? Oare? Pentru că, în primul rând, împăratul ei, Dumnezeu, este, prin caracterul lui, un Dumnezeu care nu se schimbă. Este, în el nu este schimbare, spune Sfânta Scriptură, și nici chiar umbră de mutare. Dumnezeu este același și Domnul Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Această împărăție este stabilă și este în siguranță pentru că împăratul ei este un împărat veșnic, un împărat stabil, un împărat care nu se schimbă. Caracterul lui este același pentru toate veacurile, pentru toate generațiile de oameni. El este același, slăvit să fie numele Domnului. Oamenii se schimbă, cum spuneam mai devreme, mediul, atmosfera se schimbă. Se schimbă vremea, se schimbă anotimpurile, dar Dumnezeu nu se schimbă, El rămâne același în veac. În al doilea rând, al doilea lucru care face această împărăție să nu se clatine, este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu care reflectă caracterul lui Dumnezeu.
În cartea profetului Iosua, în capitolul 40, versetul 8, ne se spune că floarea se usucă, iarba cade, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Însuși Domnul Iisus Hristos spune, pământul și cerul va trece, dar o iotă, care este litera ce nu se citește, o iotă nu va trece până nu se va împlini. Mări să fie Domnul! Acest cuvânt al lui Dumnezeu, el rămâne în viac. Apostolul Petru scria bisericii împrăștiate din vremea aceea că voi sunteți născuți din nou dintr-o sămânță care nu putrezește, care nu se pierde, care rămâne veșnică. De aceea, noi care am intrat în această stare de har, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, avem un destin veșnic, un destin etern. De aceea este așa de important ca să studiem caracterul lui Dumnezeu descoperit, revelat în Sfântul Cuvânt. Să studiem cuvântul lui Dumnezeu, să căutăm să-L înțelegem, să căutăm să-L pricepem, să căutăm să ne-L însușim pentru viața noastră, pentru trăirea noastră, pentru umblarea noastră, pentru slujirea noastră. Dumnezeu este același. Natura lui Dumnezeu nu se schimbă. În cartea lui Maleahi spune, eu sunt Domnul care nu mă schimb. Nu mă schimb. Cuvântul lui Dumnezeu este același, rămâne în veac. De asemenea, ca orice împărăție, are un împărat, are cuvântul care sunt perceptele acelei împărății, dar fiecare împărăție este un tron pe care stă împăratul. Tronul lui Dumnezeu este stabil. Tronul lui Dumnezeu, când Isaia era disperat, împăratul Osdea murise, situația era tragică în țară, nu știa ce să creadă, era profetul lui Dumnezeu, a zis, mă duc în templul lui Dumnezeu. Intră în templu, se pleacă să se închine și Dumnezeu îl transmută, dacă vreți, pe profetul Isaia, conform cu capitolul 6. Îl mută de acolo de unde era și îi arată tronul lui Dumnezeu. Și tronul era ocupat. Tronul lui Israel era gol. Însă tronul împărăției care nu se clatină era ocupat de aceeași persoană, de Dumnezeu, de Jehova, de Iahve, de El Shaddai, de Cel Atotputernic, de Cel care este Domnul oștirilor, de căpetenia oștirii, slăvit să fie numele Domnului. Este un tron care reflectă autoritatea lui Dumnezeu, autoritate peste întreg universul, autoritate peste noi, autoritate peste orice împărăție. Însă acest tron al lui Dumnezeu pentru copiii lui Dumnezeu, și aici este o veste foarte bună, o veste extraordinar de bună. Acest tron nu este doar un tron, de fiecare când se apropie de un tron regal, este o anumită procedură, e un anumit protocol, te conduce într-un anumit fel, ești pregătit până unde să mergi, cum să te pleci în fața împăratului și multe alte aspecte legate, e pază, e securitate, nu poți să te apropii oricum, pentru că reflectă autoritatea acelei împărății. Însă acest tron, nu doar că reflectă autoritate, acest tron al lui Dumnezeu este un tron al harului. Versetul 25 ne spune totuși ceva. Luați seama. Este acum o adresă personală, directă, pentru fiecare dintre noi care ne-am apropiat, am intrat și suntem parte din ceea ce spune aici. Luați seama. Și în epistola către evrei sunt 5 avertizări care descriu 5 pericole în care poate să fie cineva care a intrat deja.
Nu se adresează la cei care sunt în afară, ci la cei care sunt deja în interior. Prima avertizare și primul pericol care ne poate paște este în capitolul 2 din această epistolă și vom merge puțin, în câteva minute numai, să privim la ele. Este pericolul neglijenței sau al nepăsării. Și în perioada aceasta, acest pericol poate să urmărească pe mulți. Capitolul 2, de la versetul 1, spune: de aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele, căci dacă cuvântul vestit prin înger s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, atenție la versetul 3, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o? Nu se adresează unor oameni care nu cunoșteau mântuirea aceasta sau erau în afara mântuirii, ci se adresează unor oameni care erau parte din ea. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că noi, odată intrați în această stare de har, mântuirea trebuie să fie în centrul atenției noastre, în centrul vieții noastre și al trăirii noastre. Toate deciziile noastre, toate relațiile noastre, toate afacerile care le facem trebuie făcute în spiritul acestei mântuiri. Cum se spunea dimineață, că zicea cineva: o, duminică Dumnezeu este boss, iar de luni până sâmbătă eu sunt boss, eu sunt șeful. Nu, e fals, e eroare, e pericol. Noi trăim în sfera, în atmosfera acestei mântuiri, a acestei împărății. Următorul pericol care poate să-l pască și să ne urmărească este descris în Evrei, în capitolul 3, versetul 12. Luați seama, ori de câte ori spune luați seama în Scriptură, este un cuvânt de avertizare, este un cuvânt de atenție. Luați seama, dar fraților, ca niciunul dintre voi să nu aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Din nou, nu se adresează la necreștin sau la necredincios, se adresează la credincioși. Deci, intrând aici, poate cineva să rămână și să aibă momentele unei inimi rele și necredincioase. Versetul 19, vedem dar că ei n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Ei au ieșit din Egipt, au mers spre Canaan, dar n-au intrat în Canaan. Ei erau parte din popor, au văzut minunile lui Dumnezeu, au văzut lucrările lui Dumnezeu, au beneficiat de harul lui Dumnezeu și n-au intrat. De ce? Pentru că atunci când Dumnezeu le-a vorbit, spune versetul 2 din capitolul 4, această epistolă, că și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic. De ce? Pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Auziți? N-au găsit credință. Frați și surori, uneori lucrul acesta se poate petrece cu noi. Citește o promisiune din partea lui Dumnezeu, se predică din cuvântul lui Dumnezeu și în loc să se deschidă inima, să fie luminată mintea, să fie acceptat cuvântul, îl respingi. Să vă aduc un exemplu biblic, care e foarte elocvent și foarte clar în direcția aceasta. Situația lui Elisei, sau pe timpul lui Elisei, nu neapărat al lui Elisei, situația lui Israel pe timpul lui Elisei la un moment dat, când erau înconjurați de armată, nu putea să se intre, nu putea să se iasă. A ajuns o situație atât de disperată, încât mi-e greu să spun, citiți dumneavoastră în cartea Doi Împărați, au ajuns să consume, să devină canibali.
În momentele acelea grele și dificile, când împăratul se mânie și îl acuză pe Elisei și de multe ori când sunt situații de criză, știți cine sunt acuzați? Copiii lui Dumnezeu, creștinii. Nero a făcut asta, împăratul Ioram a făcut asta și a spus, tu ești de vină, profetul lui Dumnezeu, tu ești de vină. Și vine Duhul lui Dumnezeu peste profet și spune, mâine, la ora aceasta, se va vinde făină. Și spune cum se va vinde și spune cum va fi. Și lângă împărat era asistentul lui, dacă pot să-l numesc așa. Și acel om, când aude acest cuvânt, zice, dacă ar face Dumnezeu ferestre în cer, lucrul acesta nu se petrece. Vine cuvântul lui Dumnezeu și spune direct acelui om, vei vedea lucrul acesta, dar nu vei mânca. Și sunt leproși aceia care au ieșit afară. Dumnezeu mișcă armata și lasă toate acolo și fug. Și ei vin și spun ce au găsit. Și într-adevăr se aduce mâncare în oraș, în cetate, în capitală. Și împăratul se gândește pe cine să-l pună să vegheze, să supravegheze acolo. Pune tocmai pe acel om. Și dumneavoastră știți că unii a stăit în România când venea ceva la magazin în Bulzeala care era acolo. Oamenii s-au călcat în picioare, l-au trântit pe omul acela la pământ, a căzut jos, au trecut peste el și a murit. Mâncarea era lângă el. Dragi frați și surori, Dumnezeu are binecuvântări deosebite pentru fiecare dintre noi. Pentru casa noastră, pentru familia noastră, pentru noi personal. Binecuvântări de ordin material, de ordin spiritual. Are promisiuni nespus de mari și scumpe. Și El le adresează prin cuvântul Său, prin profeție, prin predicarea Evangheliei. Întrebarea este, găsește acel cuvânt credință în mine? Și în dumneata? Și în tine? Dacă da, e ferice, te bucur. Ești binecuvântat. Dacă nu, pierzi și pierd. De aceea, următorul pericol este pericolul necredinței, nu neapărat a sensului de mântuire, ci a sensului de umblare cu Dumnezeu în fiecare zi. A sensului de trăire zilnică împreună cu Dumnezeu. Următorul pericol, numărul 3, este pericolul imaturității spirituale, a necreșterii spirituale. În versetul 12 din capitolul 5 spune, în adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva ca să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Și ați ajuns să aveți nevoie, auziți, de lapte, nu de hrănătare. Acest pericol, de asemenea, este un pericol foarte mare și din nefericire afectează pe mulți. Dacă noi rămânem doar la ceea ce primim la serviciile divine ale casei de rugăciune, fie că e duminică dimineața, fie că e duminică seara, mai puțin sunt joi seara, noi nu putem să creștem spiritual. Noi avem nevoie de o hrănire zilnică. Dintre dumneavoastră, câți ar fi să mâncați doar duminică și apoi să mai mâncați joi și apoi să mâncați duminica următoare? N-am arătat așa de bine niciunul dintre noi. Nu am rezistat. La fel este și spiritual. Noi ieșim afară, afară sunt lupte, afară sunt frământări, afară sunt atacurile diavolului. Noi avem nevoie de hrană spirituală care să ne întărească în omul nostru spiritual, prin care să fim echipați spiritual, prin care să fim înarmați spiritual, prin care să fim întăriți spiritual. Dacă noi rămânem doar la ceea ce, și din nefericire uneori chiar și în serviciile divine, tinerii sunt mai ocupați cu telefoane și cu alte lucruri sau mai discută surorile între ele, acum vine sezonul de punere pe iarnă și știu eu ce alte lucruri. Și nici aici nu se folosește la maximum timpul. Suntem piperniciți. Următorul pericol, nu le putem dezvolta, ci doar le aduc înaintea dumneavoastră să fim conștienți de ele. Este în Evrei, în capitolul 10. Este pericolul alunecării, al căderii. În versetul 24 din capitolul 10 începe cuvântul lui Dumnezeu să ne spună, și citește și versetul 23, să ținem fără șovăiră la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduințele. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Și uitați cum începe acest pericol să se manifeste. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei,
ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Care zi? A revenirii Marelui Împărat. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate și nu intru în interpretarea ce înseamnă aceasta, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care se va mistui pe cei răzvrătiți. De unde începe? De la neglijarea părtășiei, de la neglijarea întâlnirii cu biserica, de la neglijarea vegherii, care conduce de la păcat de omitere, am spune noi, la păcate de comitere, până la rebeliune, până la răzvrătire, care conduc la condamnare. Pericolul izolării. Lupul când intră în turmă, primul lucru care caută să-l facă e să izoleze oaia. Să le izoleze, să le împrăștie. Că atunci sunt o pradă mult mai ușoară. Diavolul face la fel. Caută să ne izoleze, caută să ne disperseze. Și uneori chiar să ne ridice pe unii împotriva altora. Că atunci ești o pradă ușoară. În laba și în ghearele. Și în colții lui. E un pericol. Și pericolul final descris aici, versetul 25, Evrei 12. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați. Auziți? Pe cel ce vă vorbește, și nu e vorba despre cel ce vorbește acum, neapărat, deși ceea ce cred că am vorbit bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri și al cărui glas a clătinat atunci pământul și a care acum a făcut făgăduința aceasta. Voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Pericolul neascultării. Pericolul neascultării. În zilele din urmă, scrie Apostolul Pavel lui Timotei, vor fi vremuri grele. Printre alte lucruri, oamenii vor fi neascultători, începând de la copii. Copii neascultători de părinți și oamenii neascultători de Dumnezeu, că scrie fără evlavie. A fi fără evlavie înseamnă a trăi neascultare. Există o împărăție care nu se clatină. Ne s-a vorbit despre ea. Care are un împărat care nu se schimbă. Are percepte care sunt veșnice. Are un tron care este stabil. Nu doar ca autoritate, ci ca și har, ca rugăciune ascultată. Am intrat într-o părtășie a unei biserici zidită de Hristos, care rămâne veșnică. Însă sunt pericole care ne pasc pe fiecare dintre noi. Niciunul nu este imun a fi neglijent cu mântuirea, a trăi în necredință, a nu căuta să ne hrănim și să devenim maturi spiritual, a ne izola sau a trăi în neascultare. Păi mi să ne ridicăm pe picioare.